Marius Mudic a declarat ieri că a fost aproape de a ajunge pe banca lui AEL Limassol, însă a refuzat oferta din Cipru și a ales să rămână la Astra, în ciuda problemelor financiare pe care echipa le are de câteva luni. Am hotărât să rămân aici pentru moment. Am fost contactat de președintele celor de la AEL Limassol, dar nu există nicio rezolvare. Am plecat la un proiect aici la Astra și avem un drum anevoios, a declarat Mudic, care a evitat și să răspundă dacă ar avea de achitat o sumă importantă pentru rezilierea contractului, în cazul în care ar fi acceptat propunerea din Cipru. Jucătorii m-au întrebat, erau îngrijorați, eu am o relație specială cu grupul, nu vreau să pare rău, dar nu e ușor să ții o echipă în frâu. Nu e un vestiar ușor la Astra, dar am reușit să avem o simbioză aparte cu grupul de jucători. De aceea îmi vine greu să iau o decizie de genul ăsta. Jucătorii erau mâhniți și își doreau să ne atingem obiectivul, care eu cred că este realizabil, să terminăm în primele trei locuri, a mai spus antrenorul Giurgiu Venilor de la Astra. Echipa din Cipru i-a mai dat timp de gândire lui Mudică până duminică, iar antrenorul a afirmat în final, niciodată să nu spui niciodată.